Bun găsit, dragi telespectatori și ascultători ai Radio Sud, sunt Alexandru Vârtosu și vă invit la repriza de Sud. Astăzi vom vorbi despre fotbal, despre meciul cu Dinamo în special, avându-i invitați pe Adrian Popescu, antrenorul secund al CS Universitatea Craiova, și Alexandru Cioablă, atacantul formației FC Viitorul, de altfel un craiovean jet-beget. Alături de noi se află de asemenea și colega mea de la Gazeta de Sud, Daniela Mitroiochea. Bună seara! Domnule Popescu, iată-ne după o înfrângere și după o înfrângere și mai usturătoare la UEFA. Nu avem voie să jucăm în Europa, oricând ne-am dorit noi treaba asta. Cum vedeți aceste? Da, e o veste nu prea bună pentru noi, pentru că parcursul pe care l-am avut în campionat ne dădea sau ne dă încă șanse să ajungem pe locurile bune de clasament, dar până la urmă noi trebuie să ne facem treaba noastră, să jucăm cât mai bine, să adunăm puncte în campionat și să fim acolo pe locurile acelea, încât să, moral, să fim mulțumiți. Am sperat până în ultima secundă că este o glumă proastă, deși, iată... Da, și eu am sperat. Sigur, credeam, nu poate să nu existe o chichiță acolo ca să ne să se lege pentru noi, pentru a juca în Europa. Dar, până la urmă, legea e lege. Legea este lege. Regulamentele sunt regulamente, da. Sigur. O lege nescrisă, de o lege nescrisă s-a lovit Alexandru Cioablă, un atacant craiovean, așa cum spuneam mai devreme. El s-a accidentat foarte grav în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, dar aș vrea să ne spune despre ce este vorba și, bineînțeles, când va reveni pe teren. Trec printr-o perioadă foarte grea, foarte delicată mie. M-a accidentat la ligamente, însă mai sper că poate este o accidentare foarte, poate mai puțin, să stau mai puțin într-o perioadă mai scurtă să revin. Mai aștept mâine să merg la București să fac încă un control și după aceea o să îmi dea verdictul 100%. Ar fi vorba și de menisc, am înțeles de la tine. Da, de menisc și ligamente. Că am preferat meniscul decât ligamentele. Ar fi o perioadă mai scurtă de recuperare pentru mine și ar reveni mai repede pe teren. Da, sunt sigur că o să trec repede peste și o să revin mai puternic. Te poți considera un ghinionist. Cum s-a petrecut? Am avut meciul la Caransebeș în care am scos și un egal 0-0, apoi o zi liberă și a treia zi la antrenament, la un element de încălzire. Am driblat un coleg, apoi am revenit să-l driblez iar, am făcut fenta și dintr-o dată mi-a sărit genunchiul, mi-a troznit, să zic așa. Domnule Popescu, iată un alt elev de-al dumneavoastră, după Nicușor Bancu, pe care îl vedeți în suferință. Da. Au început să fie destul de frecvente aceste probleme medicale mai delicate și asta poate chiar din cauza terenurilor mai proaste. Da, există și această cauză a terenurilor, dar eu știu, poate și la el a fost o supra-solicitare, că de fapt așa se fac ruperele ăștia de ligament, să sperăm că nu are. Eu îmi puneam, adică și îmi pun în continuare mari speranțe în Alex, pentru că nu neapărat că a fost la noi la școală și Școala de fotbal Gică Popescu. Da, Școala de fotbal Gică Popescu, dar are calitate. E tânăr, deja a spus ceva ajungând la Academia Hagi, dar poate și din cauza poziției în clasament a echipei, nu a putut să se exprime la adevărata valoare și a fost împrumutat pentru o anumită perioadă. Mie îmi pare rău. Oricum, nu mi-a plăcut că, acum, între ghilimele, că a ajuns la o echipă de divizia B, mai slăbuță. Îi trebuia și lui acolo o jucător de calitate pe care să se bazeze și care să-l ajute pe el să progreseze. Dar sper să revină cât mai repede și asta e. Face parte din cariera de jucător profesionist. Într-unul campionatului îl vedeam pe Alex debutând în Liga 1. De altfel, n-a fost un singur meci în care a evoluat. Alex, ce te-a determinat să mergi la Liga 2, la Șoimi Pâncota? O echipă care, sincer, nu spune mare lucru. Am intrat în bine în primul meci al turului pentru Viitorul cu ea și apoi am jucat cu Rapidul și așa.
După aceea a venit acea pauză competițională de iarnă și am făcut pregătirea cu Viitorul, am mers în Antalya, meciul de pregătire și apoi când am ajuns, mi s-a zis că o să se pună bază mai mult pe un jucător în atac cu experiență. Și am decis mai bine să plec la o echipă de Liga 2. Am înțeles că și ei aveau nevoie de un atacant, cei de la Pâncota. Tu fiind și junior. Fiind și junior. Și ei mi-au zis că mă încadrez perfect. Am ales să merg acolo, să-i ajut, să scoatem echipa, să-și îndeplinească obiectivul. Alex, ce spune antrenorul după ce te-ai accidentat, având în vedere că alți doi colegi ai tăi suferiseră accidentări? Este o adevărată infirmerie acolo la Pâncota. Vă dați seama că îi părea rău. Am avut un ghinion fantastic. Pe lângă cei doi, mai erau încă doi. Deci, după mine, imediat s-a mai accidentat celălalt coleg de atac. Și, practic, a rămas fără atacanți și a jucat cu mijlocași meciul de la Bihor, în care au scos încă un 0-0 bun. Pentru că ei se luptă cu Bihorul să evite ultimul loc, cel care duce la baraj. Da. Alex, te-aș întreba cum au primit vestea cei de la FC Viitorul, pentru că tu ești jucătorul lor și normal ar trebui să le spui cine se ocupă de recuperare, operația ta. Da, imediat după ce am făcut remeneul și am primit diagnosticul, am sunat, am spus, am comunicat totul. Mi-au zis că o să stau alături de mine din orice punct de vedere și că le pare rău și că o să mă ajute să trec peste. Domnule Popescu, trecem la lucruri mai serioase, să zicem așa. Meciul cu Dinamo, iată, 19 partide fără înfrângere. A venit într-un final și acel boburnac primit de la ASEA Târgu Mureș. Vine Dinamo, trebuie să ne arătăm, în schimb, valoarea într-un astfel de... Da, într-adevăr. Am căutat să fim cât mai multe etape invincibili. Până la urmă s-a produs și nefirescu. Trebuie să uităm cât mai repede ultima partidă și să trecem la Dinamo, să trecem de Dinamo, să luăm 3 puncte. Ăsta e cel mai important lucru al nostru. Și bineînțeles să prestăm și un joc de calitate care să mulțumească publicul spectator. E o încrâncenare din totdeauna a jocurilor cu Dinamo, chiar dacă de multe ori nu au fost garniturile cele mai puternice sau cele mai bune din campionat, dar tot timpul rivalitatea a fost rivalitate. Când spui Dinamo, deja spui dușmanul, între ghilimele. E frumos. Suporterii craioveni spun că tocmai acesta este momentul în care Dinamo are cea mai slabă garnitură. Da, să sperăm că așa e. Poate să sperăm că au dreptate, pentru că e important ca noi, cu evoluția pe care l-am avut până acum în campionat, să dovedim și acasă că suntem invincibili și vom câștiga. Pornim ca favoriți pe hârtie. În teren, totuși, nu se știe. Dinamo și Dinamo vine după o partidă bună la Rapid. I-a studiat? Da, bineînțeles că... Tot timpul studiem orice adversar, cât de bun sau cât de modest ar fi. Noi nu o luăm după că este mai bună sau nu. Căutăm ca fiecare meci, jocul nostru, prestația noastră să fie din ce în ce mai bună. S-a văzut și la ultimul meci acasă cu Clujul. Am început să avem o altă atitudine vis-a-vis de jocurile de acasă. Și e important să, am spus, victoria. Victoria e muncită. Pentru că la orice meci pe care îl avem, trebuie să muncim foarte mult. E important. Și noi avem 2-3 jucători mai deosebiți, dar în general jucătorii noștri sunt jucătorii talentați, dar foarte muncitori. E important să facem munca asta în echipă. Pentru că altfel vom avea probleme. Da. Paradoxal, până acum CSU Universitatea avea probleme, ne-a câștigat pe teren propriu, a făcut-o de o manieră categorică împotriva Șepcilor Roșii. Culmea e că în deplasare, unde de regulă se juca bine și mușcam adversarul pe contraatac, de data asta la ASEA Târgu Mureș nu ne-a mai ieșit. Da. Jocul de altfel a fost slab. Da, s-a simțit și oarecare, din punctul meu de vedere, oboseală, drumul.
jocurile acestea în duminică, miercuri, duminică, ca să zicem așa, în 10 zile, în 10 zile, da. Eu cred că asta a contat foarte mult, prospețimea jucătorilor, pentru că echipa noastră în general joacă cam cu aceia jucători și lipsindu-le prospețimea e mai greu să... și mai ales la jucătorii care își pun amprenta asupra jocului nostru. A fost puțin forțat acel cantonament la Herculane? Nu. Din potrivă, foarte bun. Dar v-am spus, încă nu, cum sunt echipele românești, încă nu ducem acele meciuri, cum să vă spun eu, în 10 zile așa, 3 partide sau în 12 zile. E greu, încă nu avem, cum să vă spun, și poate banca de rezerve să fie puțin mai puternică, ca în momentul când intră în teren să spună cuvântul. Înțelegeți? Cam asta e ideea. În Ardeal am văzut, pe lângă o altă față a echipei, am văzut și un arbitraj oscilant pe alocuri chiar foarte slab al lui Ovidiu Hațegan, de altfel un fluieraș care arbitrează foarte bine în Liga Europa, pentru că n-a fost la un singur meci. Cum comentați acele decizii? A fost vorba de un offside, zic eu, inventat la Nuno Rocea, apoi două penaltiuri pe final de meci refuzate. Da, și eu m-am supărat un pic de pe bancă și e clar, nu numai centralul a greșit prin deciziile lui, dar zic că și tușierii au un rol important în desfășurarea partidei, pentru că de fapt și ei au decis acele offside-uri inexistente sau poate și la golul lor un pic la îndoie. Deci tușierii își cam joacă și ei rolul, nu neapărat centralul. Și eu am, și la ultima fază atunci cu Ivan, și eu am răbufnit, pentru că în momentul când a respins fundașul lateral, în primă fază l-a lovit cu genunchiul în coaste pe Ivan și după aceea a reușit cu vârful bocancului să degajeze mingea. Deci în primă fază a fost un fault. Și acolo, fiind aproape în teren, am văzut ideea asta și de-aia am răbufnit și puțin pe lateral Tușier, pentru că dacă era corect, trebuia să semnalizeze și el, cum a făcut-o în alte momente ale jocului. De ceva vreme și arbitrii de rezervă pot interveni în timpul partidei. Ați întâlnit situații în care au ajutat tușierii? Da, de exemplu, pe noi n-a ajutat. Adică chiar la meciul cu Cluj de acasă, cel care era rezervă a și spus când jucătorului Cluj i-a pus talpă pe genunchi lui Brandan. Și imediat a zis roșu direct. Și atunci și centralul a luat de bună decizia arbitrului de rezervă și a dat roșu. E important să știți că poate și centralul la un moment dat nu vede așa de bine, dar cei care sunt în spatele porții, în laterala porții sau cei care sunt aici de rezervă au un rol important. Acum, depinde așa între ghilimele, cum bate vântul, știți, și în fotbal. Ați zis bine, pentru că o să vin și cu un contraargument, e vorba de partida cu Astra, tot de acasă, da. Când un hands clar făcut în careu a fost da, cu acela. Vederea inclusiv de arbitrul de rezervă, deși a fost și evident și chiar în fața arbitrului. Da. E important cum lucrează în echipă arbitrii. Din punctul meu de vedere, eu știu, nu ca să dau puțin în ei, dar de fapt, actorii sunt jucătorii și regizorii sunt antrenorii. Ei depun cea mai mare muncă, cea mai de calitate. De multe ori ei sunt în evidență prin evoluțiile lor. Caută mai mult să se arate ei în față decât jucătorii. Bine, acum și sunt și regulile astea în arbitraj care sunt foarte de ochiate, să zic așa, și au mașe de siguranță în care să aplice regulamentul. Dar v-am spus, și în cariera de jucători și acum de antrenori, te îmbolnăvești de altele. Cred că în curând o să se ajungă să stați pe bancă cu pastilele lângă și da, cu bidonașul de apă. Va trebui să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni și vom discuta despre acest subiect.
Călaru și vă invit să dezbatem subiectul zilei. De luni până vineri de la ora 20 la Alege TV. Am revenit în studio și reamintesc că avem alături de noi pe Alexandru Cioablă, atacant la formația FC Viitorul Craiovean, de altfel Gel Beget, și antrenorul formației CS Universitatea Craiova, antrenorul secund Adrian Popescu. Alex, vorbeam mai devreme despre arbitraj, despre atacantul Ivan care a fost busculat în timpul partidei cu ASEA Târgu Mureș. Sunt convins, ferm convins că și tu ai fost portaj la multe astfel de faulturi. Aș vrea să te întreb cum te simți în momentele alea când tu simți clar că a fost penalti sau că... Așa cum a spus și domn profesor, legea e lege, arbitru are fluierul, nu putem să schimbăm decizia. Dați seama că aș face orice ca să obțin un faul, mai ales atunci când văd că echipa mea suferă și așa. Dar n-am văzut acea fază, am văzut puțin din meciul din Universității cu ASEA și... Nu prea pot să-mi dau părerea prea mult despre acea fază. Sigur. De cele mai multe ori te alegi și cu cartonaș galben, că îi mai scap câte una și printre dinți centralului. Dacă protestezi, trebuie să știi să și vorbești, să comunici cu arbitru ca să faci în așa fel să nu-l deranjezi, cum s-ar spune. Domnule Popescu, vorbeam de aroganța arbitrilor. Unul dintre aceștia ar fi chiar Alexandru Tudor, cel care ne-a privat, de altfel, poate chiar de o participare într-o fază superioară a Cupei României. Vi s-a părut oarecum și Hațegan așa? De la televizor, poate oamenii n-au văzut prea bine. E un alt tip, Hațegan. Da, într-adevăr, eu am observat la Alexandru Tudor în mai multe jocuri și chiar contra noastră. Ori nu știe să aprecieze 11 metri, ori e altceva. Pentru că de multe ori, la multe meciuri l-am observat că are această calitate, între ghilimele, de a nu ști să acorde 11 metri. Sau să fie pro-steaua. Pro-steaua, da. Că la un moment dat chiar mă gândeam, înaintea meciului, că știți, cu 24 de ore se anunță brigada de arbitraj, și zic, hai să poate ca de Alexandru Tudor să ne ajute, că e pro Steaua, și ca să ajute indirect pe Steaua la meciul de la Târgu Mureș. Dar n-a fost să fie. Da, se întâmplă. De fapt, n-ar fi trebuit să surprindă pe nimeni. Au mai fost cazuri când cer în mod expres să nu ți se dea un anumit arbitru și tocmai acela îți vine. Da, nu e. Și vis-a-vis de Târgu Mureș, parcă și politica asta, fac centru de excelență în fotbal la Târgu Mureș și Naționala de Tineret a avut acolo ca antrenament 2 săptămâni și altele din urmă, văd că se cam leagă așa politic între ele. Am mai citit un articol în Gazeta Sporturilor cu o zi înainte în care era ideea despre avantajele pe care le are Steaua sau Târgu Mureș și vis-a-vis de arbitraj. La Steaua era 5 pentru, 9 contra. Pe când la ASEA Târgu Mureș erau 10 pentru și niciuna contra. Deci se leagă un pic așa dacă privești printre rânduri. Dar ce poți face? Așa este. Și așa cum am spus mai devreme, ar trebui să uităm despre această sincopă. Cum reușiți să-i scoateți pe băieți din primul șoc, acea înfrângere, și al doilea șoc, acea decizie a UEFA? Da. Nu, chiar s-a cum i-ați simțit la antrenamente? Nu. Veniți chiar de la antrenament? Da. Chiar... Nu să vă spun, mi s-a explicat bine analiza și vis-a-vis de jocul de la Târgu Mureș a fost făcută ieri. Azi am luat idee despre ce s-a întâmplat despre decizie. O luăm așa, cum să vă spun, cu calm, cu adevărul în față.
important să le explici ce au greșit, ce n-au făcut bine, cum s-au comportat vis-a-vis de ce li s-a cerut înaintea partidei. Dar, vedeți, timpul e scurt și aștepți următorul meci cu Dinamo, care e foarte important. Ce a fost, a fost. Ne pare rău, dar trebuie să gândim foarte bine jocul cu Dinamo. Discutam ieri, după decizie, cu Vătăjelul și îmi spunea că pe el îl interesează să termine pe podium, indiferent de ce se va întâmpla la TAS. Da, e important, pentru că asta dorim noi. Noi, ca antrenori și jucători, să ajungem cu echipa cât mai sus, în clasament, să ne arătăm valoarea pe care o avem. Ce decid alții e altceva. Alex, ai putea să profiți și tu de toată această situație legată de echipele participante în cupele europene. Iată FC Viitorul de pe locul 7, cam face cu mâna Craiovei și are toate șansele să evolueze în Liga Europa. Da, ar fi o performanță foarte mare pentru acest club cu un lot așa de tânăr, cu jucători foarte tineri și la atât de puțini ani să facă pasul deja spre cupele europene, eu zic că e o performanță foarte mare. Sper că să profităm cât mai mult de această conjunctură cu celelalte echipe, cu licența, toate cele și ca de la anul să facem o figură frumoasă. Și sunt sigur că o să facem o figură frumoasă dacă o să intrăm în cupele europene. Presupun că o să te întorci, nu mai rămâi la punctul ăla. Cu siguranță, cu siguranță o să mă întorc. Da. Aș vrea să te întreb cum îl simți pe Gică Hagi, antrenor. Iată, ai o legendă care îți dă indicații. Și spun asta pentru că începutul de campionat nu l-a găsit pe dânsul pe banca tehnică. Au fost niște rezultate oscilante. Apoi, ușor, de când a venit la timonă, FC Viitorul a arătat o altă față. Bine, între timp echipa s-a mutat și la voluntari. Vă dați seama, sunt cum vezi foarte... toate aceste modificări? Sunt foarte onorat să fiu antrenor de așa un brand al României, unul dintre cei mai mari jucători ai lumii. M-a bucurat foarte mult că a fost o schimbare atunci când a venit la echipă și ne-a dus pe un drum foarte, foarte bun. Vedeți, dumneavoastră și victoriile și toate meciurile fără înfrângeri, ne-a dus acolo sus, cum doar ce am vorbit de poate să ne ducă pe un loc de cupele europene. Este un antrenor dur? Este un pic cam exigent, dar știe când să fie și când să amelioreze lucrurile și ne face plăcere și ne bucurăm foarte mult de acest lucru că suntem antrenat de domnul Gică Hagi. Ați fost precum Cireșari în trecut, ați jucat ba la Galați, ba la Constanța, acum la Voluntari. Unde te-ai simțit cel mai bine? Sau mai bine zis, unde crezi că s-a simțit echipa ta cel mai bine? Cred că la Voluntari. Nu știu că meciurile de acasă la Chiajna ne antrenăm la Voluntari. Dar sunt sigur că dacă o să mute echipa la Constanța înapoi, o să vină și mai multă lume. Cred că și aici echipa noastră suferă prea puțin spectatori. Nu ne simțim ca acasă la noi. Noi orice meci îl jucăm în deplasare. Ceea ce e foarte greu. Foarte, foarte greu. Domnule Popescu, mi-aduc aminte o declarație a lui Gică Hagi fix după meciul cu Pandurii, o victorie de altfel surprinzătoare în fața Pandurilor, în care spunea că pentru el este ca o pedeapsă faptul că echipa sa joacă fără spectatori, ținând cont că de-a lungul vremii el a evoluat doar la echipe cu suporteri minunați. Cum chiar e o pedeapsă pentru un antrenor, pentru un fost jucător? Da. E normal să, mai ales când mai cum suntem noi la Craiova, să simți publicul care își dorește foarte mult victoria să fie aproape de tine. Îți dă ceva, eu știu, poate 10, hai să nu gândim mult așa, dar un 10% din toată evoluția echipei și a jucătorilor este ajutată și de public. Noi la Craiova am fost obișnuiți cu ideea asta și poate de aia am făcut și rezultate pe lângă valoarea echipei, dar e important pentru o echipă și acum nu-i vina lui că n-are echipă, în modul în care și-a aranjat acolo ba la București, ba la Constanța. Eu zic că cel mai important tot revenirea la Constanța, pentru că e păcat de ce a construit acolo, ce a făcut și e păcat și de
publicul constanțean, care e vorba aia. Oraș mare. Da, bineînțeles, nu. E cea mai bună idee, dacă ajunge la un acord cu autoritățile, ar fi ideal pentru el, pentru echipa lui, pentru că, într-adevăr, are o echipă făcută bine, din copii tineri talentați, pe care și e ales, dar ați văzut și noastră că, până la urmă, a căutat și el că fără bătrâni sau fără oameni cu experiență nu poate să ajungă acolo unde trebuie, nu numai cu juniori. Ați văzut și cazurile în edițiile trecute ale... Și-a dat seama, dar încă n-a găsit acei bătrânei, între ghilimele, care să-l ajute foarte mult. Acum a văzut, Niculiță-i mai care joacă mai tot timpul titular. Ceilalți, Cătălin Munteanu sau... nu prea l-au ajutat. Albuț, de altfel... Albuț este goalkeeper în care are mare încredere, dar în restul ar trebui pe lângă el. Nu poți să faci o echipă competitivă și de calitate numai cu tineri. Înțelegeți? E important să găsească, dar știți și noastră, și acești jucători de calitate îi cumperi cu bani mai mulți și normal la ce a investit el și ce face, e greu și pentru el cu bani. Gică Hagi s-a axat foarte mult pe cooptarea tinerilor din întreaga țară, așa au ajuns la Constanța, sau mai bine zis la Voluntari acum, și mulți jucători din Craiova, mulți dintre ei fiind chiar elevii dumneavoastră. Da. Cum îi vedeți? Cum vă reîntâlniți? Nu, mie îmi face plăcere să văd în echipa lui jucători și care să joace. Exemplul cel mai frumos a fost el în tur, când a și jucat în unele meciuri, chiar contra noastră în cupă. S-a văzut la el determinare, ambiție, de asta i-am spus un pic că, nu că-s dezamăge, dar zic, de ce ai plecat? Trebuia să stai acolo, să te bați pentru, eu știu, să găsești odată o portiță, să-i înțin în teren și să nu-i mai dai drumul. Pentru că e un jucător de calitate el, foarte bun. Din punctul meu de vedere, eu l-aș fi dorit și aici, la Craiova. Dar problema este de disputa Hagi vis-a-vis de bani, de toate chestiile astea. Totul se rezumă la partea financiară. Da, de altfel, din câte mi-aduc eu aminte, în vară Alex Cioablă a fost în discuție pentru CS Universitatea. Da, dar depinde acum de oamenii care l-au citit pe el. Pentru că eu luam din prima. Dar... Da. Alex, eram plecat. Ai zice nu Craiovei? Niciodată. Niciodată n-a spus. Ție dor de Craiova? Foarte mult. Cât de departe? Tu ai plecat de foarte tânăr, 17 ani, dacă nu mă înșel. Da. Cât de greu ți-a fost să stai printre străini? Foarte greu. Dar la un moment dat am început să-mi placă, m-am acomodat. Colegii au fost foarte buni. Am avut și performanțe printre juniori. Eu făceam antrenament cu echipa mare. Apoi am debutat, am jucat în Liga 1 și am uitat de... Odată și odată tot trebuia să plec de acasă. Și așa e în viață. Odată și odată tot te desparți de părinți, de familie. Când ești fotbalist, ți-a șters mingea mai umflată și ai plecat. Ai luat braț și ai plecat. E, sunt alții care se și întorc, așa cum a fost domnul Popescu, mai ales de la Arab, de la Sheikh, unde se zice că sunt mulți bani. Revenind acum, după atâtea etape scurse, s-a mai schimbat cumva fotbalul ăsta al nostru? Al nostru? Da, anul ăsta. În afara faptului că a fost lovit de insolvență. Că da, e greu fotbalul în ziua, mai ales la noi în România. Lipsa asta de bani sau faptul că oamenii mai investesc atât de mult pentru că ies în față și îi așteaptă la cotitură. Nu, din punctul meu de vedere e un fotbal de calitate, dar nu de foarte bună calitate. Am jucat și noi, știm și noi, generațiile trecute. E un fotbal în care încă trebuie să ai răbdare cu cei care, pe care îi crești. Noi încă nu avem răbdare. Chiar apare un tânăr, trebuie să-l promovăm repede, ca să-l vezi puțin mai într-un an, doi, să-l și vinzi. Sunt etape de trecut în viața unui jucător pe care trebuie să le accepți și ca virgulă conducător și antrenor și ca să-ți dea posibilitatea să ajungă un jucător de calitate și pe care poți să te bazezi în primul rând în echipă ca să faci performanță și în al doilea rând să și vinzi. Ce să zic? Mie îmi place fotbalul și modul în care se fac antrenamentele în ziua de astăzi, sunt mai performante, mai diversificate.
au altă calitate. E important, dar v-am spus, trebuie să, ca fiecare antrenor, conducător, să găsim soluțiile bune pentru a lua jucători competitivi. De asta zic că Hagi a ales acolo un nucleu de jucători tineri buni. Acum se joacă în 11, nu poate să-i bage pe toți. Trebuie să ai răbdare, să muncești, pentru că altfel poți ajunge. Exact cum e cazul și lui Alex. Vis-a-vis de modul în care a plecat de acasă. Important e fotbal de profesionist acum. Te pregătești, joci. E altă viață. Când îți dorești să faci performanță cu adevărat, nu contează orașul sau echipa la care joci. Dar să alegi o echipă de calitate, de performanță. Apropo de Liga 1, cum vedeți acest final de sezon cu Steaua care tremură pentru titlu, cu cei de la Rapid care încearcă disperat să adune toate punctele posibile să rămână în prima ligă? Da, vis-a-vis de Steaua, problema e că inconstanța asta, alegerii între patron și antrenor vis-a-vis de anumiti jucători care sunt la sfârșit de contract, îi bagă, nu îi bagă, și de aici a intervenit așa o bulversare și în cadrul, în ideea și concepția lui Gâlcă. De aici sunt și poate și alți jucători pe care ei au adus și au fost eterne rezerve, când se apelează acum la ei, încă nu dau calitate jocului. Bineînțeles că și în prima parte a campionatului s-au bazat mult pe Țucala, pe Sămărtean, jucător de calitate, pe Cheșeru. Acum sunt puțin îndebanat, dar v-am spus, disputa asta, patron, nu face bine. Chiar dacă nu se vede mult așa, dar din punctul meu de vedere, nu poți așa să schimbi echipa de la o etapă la alta. Asta este clar, va trebui să ne oprim în schimb pentru o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în studio și reamintesc că avem alături de noi pe Alexandru Cioablă, atacant la formația FC Viitorul, și Adrian Popescu, antrenorul secund al CS Universitatea Greva. Domnule Popescu, vorbea mai devreme despre cum vedeți finalul de campionat. V-aș întreba unde o vedeți pe CS Universitatea. Pe podium. Direct. Nu ne ascundem ideea și cred că suntem capabili ca în următoarele etape să adunăm cât mai multe puncte posibile. E important pentru spiritul nostru, pentru că ne-am dorit dintotdeauna, de mult timp, să ajungem încă să facem o echipă competitivă la Craiova. Am făcut un prim pas prin aducerea acestor antrenori de calitate, înțelegeți? E important pentru spiritul Craiovei, pentru dorința de a face performanță. Când vom ajunge în Europa, vom discuta și vom pune altfel... Păi după parcursul ăsta extraordinar de 19 meciuri fără înfrângere, cu destule victorii strecurate printre acestea, toată lumea acum se gândește, la anul ne facem echipă, în vară mai aducem 3-4 jucători și la anul clar ne bătem pentru titlu. Păi oricum trebuie să mai cauți și alte soluții, pentru că e important să ai un grup de 18 jucători de calitate, de super calitate. Ceea ce ne dorim noi la Craiova. Și poate și campionatul viitor va fi puțin mai ușor din punctul nostru de vedere și până la urmă să ajungem și să jucăm în Europa League sau în Liga Campionilor. De ce nu? Totul a devenit așa un vis frumos legat de CS Universitatea și spun asta pentru că în primul an se spunea că, dom'le, vrem să facem echipă, nu să promovăm. Iată că promovare. Al doilea an să scăpăm de retrogradare. Iată că teoretic am fi pe locuri de cupe europene. Da. Pentru al treilea an mergem pentru cupe. Nu, noi mergem pentru campionat. Ar fi ceva senzație.
Da, în momentul de față, cum sunt și combatantele cu care ne confruntăm, eu zic că putem la anul să ne batem, bineînțeles, cu încă 2-3 jucători de calitate. Deja sunt ochiți? Da, de ce să ne ascundem? Sunt câțiva jucători care sunt, se urmăresc, văd, se, poate și, eu știu, să și acționează din punctul de vedere de la tratative, dar sigur vor fi aduși jucători de calitate. De frica unei decizii nefavorabile din partea UEFA, n-au fost aduși încă din această iarnă? Nu. Nu, dar eu știu, poate au fost alte ideile, dar sigur se vor aduce jucători de calitate. Pentru că, v-am spus, ca să o ai echipă super competitivă, îți trebuie încă 3-4 jucători de calitate. Să se nască un pic divergențele între ghilimele între jucători, să vadă că nu e neapărat titular de drept, că are în spate o concurență mare. Înțelegeți? Da. În iarnă au fost făcute două transferuri, e vorba de Dumitra și de Briceag. Niciunul dintre ei nu a reușit să se impună în momentul ăsta. S-au adaptat mai greu la echipă? Da. Spre exemplu, Briceag la meciul cu ASE la Târgu Mureș. Da, a avut o evoluție mai modestă. A avut o modestă, evoluție, da, numai bună pentru ASE, cred că trebuia să-i dea și un tricou de pasăre la el. Nu, el este un tip foarte muncitor și chiar îmi place băiatul, e și de bun simț. Nu, dar fă și el în pasa lui, ca fiecare jucător. Poate și la Dumitraș, la fel, încă n-a prins gustul de a intra în Dumitraș titular, asta, dar poate să ne arate la meciul cu Dinamo. Da, un prilejul acesta. Pentru ca să aibă un pic de emoții și dar, ceilalți. Dar, sincer, cum îl stăpânim pe Sorin Cârțu atunci când îl vede pe Dumitraș că dă pasă, a treia pasă, spre exemplu, consecutivă la adversar? Sunt curios reacția pe care a avut-o știindu-l un tip coleric. Da, cu atâta experiență mai înghiți în sec. Ce să faci? Dar important ca jucătorul să nu simtă puțin din spate așa, să fie conștient că calitate, eu zic, are. Dar și la el intervine acea chestie a jocului. Nu joci, poți să fii cel mai tare fundaș sau mijlocaș, dacă n-ai calitate, nu poți să ți-o exprimi. Nu poți să o arăți. În vara trecută au ajuns la Craiova juniori de la mai multe cluburi din țară, unii foarte buni. Ce șanse au ei să intre în vizorul echipei mari în vară? Îi spuneați lui Alex da, să lupte pentru postul lui. Da, da, da. Sunt câțiva, au fost și în antrenamentul din iarnă, au fost câțiva jucători să vadă și ei cam care ideea despre profesionism. Încă șchiopătăm la capitolul ăsta. Au, dar v-am spus, trebuie să capete experiență, să joace treaptă cu treaptă, să nu sărim mai multe trepte. În momentul de față, sigurii care sunt așa de calitate, care se bată la porțile echipei mari, sunt Cârstea, care prinde sau din când în când și el echipa mare. E Ivan, care încă nici el n-a ajuns să Ivan joace. Ivan pare într-o scădere de formă. Da, pentru că, v-am spus, îi trebuie și lui meciuri nu importante, toate sunt importante. Meciuri, 90 de minute, 45, 60, să intre și el puțin în rin, să simtă și el adversarul, colegii să vadă cum îl joacă. E foarte greu, dar pe noi în momentele astea au fost acelea de a scăpa de retrogradare și momentul a intra pe podium. E foarte greu să prinzi momentele astea și să introduci un tânăr. Înțelegeți? Am ales o echipă muncitoare, combinativă, care să dea tot un teren și momentan își așteaptă și el timpul lui. Pe acest final de campionat și ținând cont de decizia UEFA, e posibil să apară mai mulți și acești tineri pe teren? Da, poate. Poate chiar de la meciul cu Dinamo se poate apărea ceva nou și pe ori în teren sau pe bancă. Înțelegeți? Dar v-am spus, ei sunt primii. Ceilalți juniori au ceva calitate, dar încă le mai trebuie timp și muncă multă. Aș vrea să vă întreb ce mai face Bancu. Cum îl simțiți dumneavoastră, oricum țineți legătura cu el foarte Bancu foarte e mult. Un super profesionist, vă spun sincer.
muncește, să zice, de dimineața până seara, acum și-a intrat în ritm, în proces de pregătire zilnic cu echipa, chiar a intrat puțin în meciul acela de verificare din cantonament, are un pic de teamă vis-a-vis de l-a joc. Simțit. Da. Colegii îl apreciază foarte mult, îl ajută, sunt atenți la el în procesul de pregătire să nu îl atingă mai mult, dar eu zic că își revine foarte bine. Mare puțin de lucrat și la musculatură. La musculatură un pic. Deci e pe drumul cel bun. Acum cel mai mult depinde de psihicul lui, de modul lui în care gândește apariția lui în teren. Cam cât preconizați așa că va trece până îl vom vedea? Absolut 100%. Nu știu. Poate campionatul viitor va fi 100%. Dar anul acesta, ultimele etape, nu știu, puțin. Un alt jucător care lipsește de mult de pe teren, și din motive medicale și contractuale, a fost Curelea. Iată, a jucat un meci în amicalul cu Metalul Reșița. Săptămâna trecută a evoluat la echipa a doua o repriză cu Bechetu. Da, și Curelea. Țică Zanfir spunea că e la 40% din da, putere. Așa este. Pentru că a pierdut și el foarte mult cu acea accidentare nedorită la un antrenament. S-a crezut că e o chestie de scurtă durată, dar până la urmă a durat foarte mult. Și acum și-a revenit, dar practic cu pregătirea lui normală pentru a intra în echipă e greu. Trebuie să ai multe meciuri, mai ales ca atacant, să ai multe meciuri de pregătire de 90 de minute. Ca echipa să se bazeze pe tine. Așa poate să evolueze 15, 20, o jumătate de oră poate să evolueze. Și cât poate să ajute? Dar în 15-20 de minute. E greu. Dar e important că el și-a dat acordul ca să vină din nou în mijlocul nostru. E important. Acum vedem calitatea atunci când va intra în teren. Alex, cât de greu e să revii pe teren, eu știu, după o pauză de 2-3 meciuri și să intri 10 minute. Cât reușești tu să faci așa? Te mulțumești vreodată sau ai șansa? Nu cred că te poți mulțumi în 10 minute, serios, 10 doar minute. Doar dacă te trezești cu o pleașcă de aia în fața porții și... Da, trebuie să ai mare noroc, cum spuneam, după pentru un atacant trebuie foarte mult, trebuie măcar o repriză să demonstreze ceva. Și vă dați seama, dacă nu joci, e foarte greu să revii. De aceea am ales și eu să plec la Liga a doua, să accept această ofertă, cum ar spune, să joc, să prind cât mai multe minute, să-mi dau drumul din nou la joc, să dau goluri și așa. A intervenit această accidentare și... Ți-e teamă că vei lua, eu știu, vei sta și tu o perioadă așa mare? Mi-e teamă. La menisc cam cât stai? La menisc într-o lună deja sunt pe teren. La ligamente și menisc aproape vreo 5-6 luni, cred. Depinde de psihic și de munca pe care o faci, de ambiția pe care o ai ca să revii înapoi. Și contează foarte mult să revii și mai puternic decât ai fost. Și cum stai cu psihicul acum? Acum sunt oarecum bine. Am văzut toată lumea pe alături de mine și sper să... Dar în zina ta așa parcă te lua de ceva. E toată lumea alături, dar parcă... Mi-e teamă. N-am avut niciodată o accidentare așa de o lungă durată și sunt sigur că lumea de lângă mine o să fie alături și o să trec peste. În această accidentare poate exista și o parte bună. Luna aceasta este ziua ta și nu mai ești în cantonament, ești alături de cei dragi. Și ai timp să și înveți de bac? Am timp să învăț și pentru bac, dar dacă o să mă operez, nu o să fiu alături de mine, de prieteni și de toată lumea dragă mie, dar asta nu mai contează. Tot ce e la mine în cap acum, doar să mă refac cât mai repede. Îmi doresc foarte, foarte mult să revin cât mai repede posibil. Închei un ciclu important din viața ta, termin cu școala, cu liceul, mai bine zis. Ce faci mai departe? Primul pas și cel mai important pentru mine acum e să iau BAP-ul, apoi o să... Da. Te-ai gândit și la facultate ceva? Da, vă dați seama că m-am gândit deja, dar v-am zis, prima dată e BAP-ul, primul pas cel mai important. Și apoi facultatea de educație fizică și sport. O faci pe cea din Craiova? Da, cu siguranță. Domnul profesor, iată,
l-ați învățat bine, să nu se mulțumească cu puțin. Da, și eu îi doresc să aibă o accidentată așa de gravă, pentru că dacă în cazul meniscului perioada e mai scurtă și mai ușoară, la ligamente e foarte dificil. Dar cel mai important lucru, dacă Doamne ferește, ar avea să-și facă recuperarea cea mai importantă pentru el. Și dacă o face ca un adevărat profesionist, e bine. Și acolo unde, cu profesioniști, înțelegeți? Cel mai important, e mai dură decât orice antrenament. Dar e important să aibă pentru el o accidentare ușoară ca să-l aducă din nou în prim planul fotbalului românesc. Pentru că, până la urmă, ai fost, te-ai accidentat, ce vei face, ce vei arăta în continuare. Pentru că el e o promisiune, un talent, trebuie să muncească, să devină titular la echipa la care joacă, să gândească la echipa națională, pentru că a fost la echipele naționale de juniori, e important să, într-o evoluție a lui, dar e important să treacă de această accidentare. Cunoscându-l foarte bine și, Doamne ferește, dacă cumva s-ar adeveri cu acea perioadă de 6 luni, cum îl vedeți după aia revenind? Mai tânăr, e tânăr. Dacă e luptător? E luptător? Da, e luptător. Fi... Nu se pune problema asta. Exact ca și cum ai fi lipsit 6 luni de zile de undeva. Dar nu. Nu, e, Doamne ferește, dar e important să muncească foarte mult. E important pentru el. Pentru că cum am spus, a arătat ceva în divizia, promisiuni sunt, să-și dovedească în continuare, să ne arate calitățile lui. Și nu nouă, tuturor. Vorbim și de meciul cu Dinamo. Aș vrea să vă întreb cum simțiți fanii, pentru că, iată, spre deosebire de meciul cu Steaua, unde stadionul a fost prins, 6.000 de locuri s-au dat destul de rapid, acum cu Dinamo pot spune că s-au vândut biletele și mai rapid decât la meciul cu Steaua. Mă bucură chestia asta. M-am spus, e important. Păcat că avem acest mic impediment vis-a-vis de jocurile oficiale pe care le avem, dar trebuie să ai public fantastic și sperăm ca din tot sufletul să organele locale să găsească soluțiile cele mai viabile și mai bune și mai rapide de a face un stadion, pentru că vedeți cum ne confruntăm acum. Nu prea avem loc în Ligian. Da. Mai e altceva, alt fotbal, alte evoluții a jucătorilor, alt standard de viață pe care de fapt trebuia să-l avem de o grămadă de timp. Dar cei care au promis ar fi important să ne ajute. Mai suferim un pic. Să suferim un pic, dar bine, pentru fotbalul craiovean. Tot legat de bilete, clubul CS Universitatea a ales, de când a început, să vândă aceste etichete, o face doar pe internet sau foarte puțin pe, așa cum era odată, da. Lumea obișnuită să dea banii și să primească ceva. Și să stea la coadă. Și să stea la coadă, da, era... E ceva în sângele românilor să stea la coadă. Da. Se greșește oarecum? Nu. Acum... Adică la internet nu au acces absolut toți. Și aici mă refer în special la cei de la vârsta a treia. Da, e important. Poate era mai bine. Dar văzând vânzarea la meciul cu Steaua, au gândit-o că noi trebuie să facem vânzare, să vindem și noi ceva. Înțelegeți? Și de-aia bănuiesc că clubul a făcut apela la acest mod. Indiferent cum stadionul să fie plin și duminică, albaștrii să fie cei buni, vorba cântecului, va trebui să vă mulțumim pentru prezența în studio. Vă urez succes în faceți. Alex, în sănătoșire grabnică. Mulțumesc frumos. Și data viitoare, când joci contra noastră, să nu dai gol. Asta să fie clar. Vă dați seama că s-a dorit cu Hagi să ne dea gol. Îl vedeam așa de pe banca de rezerve. Îl urecheați dacă o făcea? Nu îl urecheam, dar chiar își dorea foarte mult. L-am simțit așa din joc, cum își dorea, cum alerga, cum se zbătea. Nu, a fost, chiar le-am zis la fundat să fie foarte atent, că e periculos. Înțelegeți, dar spre bucuria noastră... A ieșit bine. Da. Atât pentru astăzi, rămâneți pe sud.